Vreți să facem o scurtă analiză la Bitcoin? Este 7 octombrie, ora 9:38 de minute. Ne aflăm pe timeframe-ul de 2 ore de la Bitcoin. Și după cum vedeți, aici s-a format un mic mare triunghi. Nu sunt fanul triunghiurilor și a figurilor geometrice în trade, însă era cumva evident și este la fel de evident că în curând se va întâmpla ceva. Acest triunghi va ajunge în vârf și atunci va urma un breakout într-o parte sau în alta. Presiunea este deja tot mai mare, iar cumva acest lucru este inevitabil. Bun, sunt șanse și ca el să mai meargă o perioadă, dar să zicem că sunt foarte mici. Ce spune teoria despre aceste triunghiuri? Avem un triunghi descendent. La acest triunghi se spune că dacă se formează atunci când trendul vine de sus, avem și noi acest lucru, partea de jos, baza de jos, este aproape dreaptă, nu va fi chiar dreaptă întotdeauna, cum zice teoria, dar aproape dreaptă, și ea joacă rolul de suport. Nu, este un suport, o rezistență, iar baza de sus a triunghiului se formează o oarecare presiune din partea vânzătorilor, iar trendul devine tot mai mic, devine descendent, iar continuarea lui este de obicei în partea de jos. De obicei, asta spunem acolo în jur de 60%, nu, un procentaj, să zicem. Bun. Ce avem noi pe Bitcoin? Avem trendul care vine de sus, nu? Seamănă un pic. Avem baza asta de sus, nu? O avem unde s-a exercitat o presiune tot mai mare pe cumpărători din partea vânzătorilor și a mers într-o continuă scădere, însă nu avem baza asta ca o rezistență. Și aici este o presiune din partea cumpărătorilor și vedem că încet încet am urcat în toate cele 3-4 puncte, nu am fost respinși. E bine, asta poate demonta teoria unui triunghi descendent și ne duce cu gândul la un triunghi simetric. E bine, la triunghiurile simetrice, teoria spune că dacă vine de jos, trendul urcă și se formează un triunghi simetric, continuarea trendului va fi în partea de sus în 60% din cazuri. Dacă trendul vine de sus, cum vine în cazul nostru, și coboară și se formează un triunghi, atunci la fel, în 60% din cazuri, continuarea lui va fi în jos. E bine, la noi seamănă puțin mai mult cu un triunghi simetric. Eu aș coborâ acele 60% din procente undeva la, să zicem, 50-50, mai ales în condițiile actuale. Și aș fi foarte atent unde duce trendul în următoarele ore, poate chiar următoarea zi. E clar că vom ajunge în vârful triunghiului și va trebui să se spargă într-un fel sau altul. Ce putem face? Putem să punem, să intrăm pe trade după ce spargem triunghiul, nu înainte de a-l sparge. Și ar avea aici o intrare, să zicem, și aici o altă intrare cu stop loss pe baza triunghiului. Nu? De obicei, teoria spune că cel mai bine să cumpere astfel de breakout-uri când se întâmplă următoarea
chestie, când trendul își găsește un suport pe baza, pe baza triunghiului. Sperăm să, să meargă în sus, la fel cum de mult cum sperăm să meargă și în jos. Până la urmă nu contează acest lucru, important e să, să fim cu, cu trendul și să nu fim împotriva lui. Mamă, ce chestie deșteaptă am scos. În fine, I'm stupid. Bun. Cam asta am vrut să vă, să vă spun despre Bitcoin. Pe scurt, fiți atenți că triunghiul acesta se va închide și să nu fiți în, împotriva trendului atunci când o va rupe. Atenție și la fake breakout-uri. S-ar putea să facă o chestie de genul sau o chestie de genul. Cel mai bine ar fi să așteptăm dacă se întâmplă lucrul acesta. Dacă nu, oricum, stop loss în zonele astea și intrările un pic mai, mai departe. Bun, cam atât am vrut să, să vă spun. Până data viitoare să ne auzim cu bine.